Presa spaniolă semnala încă de anul trecut că regina Sofia este îngrijorată de starea de sănătate a vărului ei favorit, regele Mihai I. Regina emerită a Spaniei a călătorit în 2011 la București, unde a participat la sărbătorirea zilei de naștere a regelui Mihai, care împlinea atunci 90 de ani. La acea ocazie, cei doi au luat prânzul împreună cu alți invitați, iar pe masă a fost adus un tort cu forma blazonului fostului regat al României. Și regele Mihai spunea într-un interviu publicat în 2011 că relațiile cu familia regală a Spaniei sunt excelente. Nu ne apropie doar relația de rudenie, ci și destinul istoric. La fel ca și noi, regina Sofia știe ce înseamnă exilul, spunea pe atunci regele Mihai I. Regina Sofia a fost nevoită să părăsească Grecia împreună cu familia ei în al doilea război mondial, refugiindu-se de naziști în Egipt și apoi în Africa de Sud. Prietenia dintre familiile regale a prilăjuit și o serie de vizite oficiale de stat pe care actualul rege al Spaniei, Felipe al VI-lea, le-a făcut în România împreună cu regina Letizia încă din 2009, când era prinț moștenitor. Despre personalitatea istorică a regelui Mihai, presa spaniolă remarcă acum faptul că răsturnarea regimului Antonescu și trecerea României de partea aliaților în 1944 a fost cea mai îndrăzneață acțiune a monarhului, care a scurtat astfel al doilea război mondial cu cel puțin 5 luni și a salvat viața a cel puțin 600.000 de oameni. De la Madrid, pentru TVR, Felix Damian.